Pentru Zodia Balanță, familia, căminul, trecutul, tradițiile, relațiile cu părinții aduc în prim plan reconsiderarea unor valori sentimentale, valori personale și materiale care țin de aceste lucruri pe care le-am enumerat. Se pot regândi totuși niște situații, se poate renunța la ceea ce nu mai este oricum de actualitate. Venus se află în trigon cu Uranus și aduce schimbare, transformare. În primul rând, în cămin, în familie, e un moment favorabil pentru acțiune, pentru independență, pentru dorința de libertate, pentru experiență socială, relații romantice, originale, deschidere către prietenie. Se valorifică un trigon, Venus-Uranus, prin planeta focar Jupiter, din pești. Această valorificare se face în final la locul de muncă sau în planul sănătății. Valorificarea se face fiind în pești prin emoție, prin compasiune, prin înțelegere față de cei apropiați, prin înțelegerea legăturii dintre viață și credință, prin uh, exprimarea unor sentimente nobile. Există, de altfel, în această săptămână și o energia unui stelium, pe o casă unde aveți familia, căminul, trecutul, tradițiile, relațiile cu părinții. Și această energie aduce cumva scoate la lumină instincte lăuntrice, puternice, dorința de a se anula trecutul, de a se reconstrui prezentul prin îndrăzneală, prin dorința de a face reforme practic în jurul vostru.